152 de controle au efectuat în luna august inspectorii de la ITM Olt, atât în sfera relațiilor de muncă dintre angajatori și salariați, cât și în ceea ce privește sănătatea și securitatea în muncă. Controlele au avut ca țintă firmele ce activează în comerțul cu amănuntul, construcții, transport și agricultură. În urma verificărilor efectuate, au fost identificate peste 263 deficiențe, pentru care au fost dispuse tot atâtea măsuri de remediere. Pentru cele mai grave s-au aplicat 109 sancțiuni, din care 91 avertismente și 18 amenzi în valoare totală de 155.000 de lei. Inspectorii ITM au aplicat sancțiuni și amenzi angajatorilor care nu și-au plătit angajații la timp, nu le-au acordat repausul săptămânal sau concediul de odihnă, dar nici echipamentul individual de protecție. 4 persoane au fost descoperite muncind la negru. O persoană la un angajator din Slatina, obiect de activitate curierat, și 3 persoane la un angajator din București, cu punct de lucru în Caracal, obiect de activitate construcții, celor 2 angajatori care le foloseau, fiindu-le aplicate amenzi în valoare de 80.000 de lei. În luna august, la ITM Olt au fost înregistrate și 11 accidente de muncă, în urma cărora 9 persoane au fost rănite, iar 2 au decedat în timpul programului de lucru.